Astăzi, în această după-amiază, începând cu ora 5, colegii noștri din echipele programului politic vor reîncepe să lucreze împreună. Tocmai pentru că programul de guvernare, într-adevăr, este prioritatea principală a acestei viitoare coaliții. Este o miză importantă să stabilim punctele prin care vom răspunde așteptărilor românilor și în ceea ce înseamnă perioada scurtă legată de pandemie și situația economică și în ceea ce înseamnă reformele importante pe termen lung, pe zona de justiție, pe zona de administrație. Astăzi, de la ora 5, cum spuneam, colegii vor începe să lucreze. Mâine vom continua discuțiile și pe partea politică. Practic, fiecare dintre partide și-a exprimat în momentul de față mandatul. Suntem din nou la masa negocierii. Dacă putem împărți de funcții. Vom continua aceste discuții, fiindcă aproape singura soluție bună pentru România și sunt convins că, de fapt, este singura soluție această majoritate formată cu PNL, USR Plus și UDMR. Toate soluțiile rămân pe masă din punct de vedere politic și vom găsi o echilibrare până la finalizarea negocierilor pe toate palierele Parlament, Guvern și sunt convins că până la sfârșitul anului vom avea un guvern funcțional, fiindcă intenția noastră este să avem o guvernare responsabilă, o guvernare eficientă, corectă și binele comun să primeze. Restul totul se poate discuta și se poate ajunge la o înțelegere. Ați stabilit un termen limită până la care să încheiați? Am stabilit este să reluăm discuțiile. Vom comunica împreună rezultatul și evoluția discuțiilor pe măsură ce se ajunge la înțelegeri pe diferite teme. Variantele propuse de dumneavoastră cu variantele propuse de colegii de la USR Plus și UDMR par să fie diferite. Ați căzut la un variantele, toate variantele sunt pe masă. Asta ziceam, că toate soluțiile rămân pe masă. Vom găsi soluția cea mai potrivită pentru România. Și asta este cel mai important. Restul, toate sunt speculații. Dar suntem deciși să lucrăm în această formulă. Deci aceasta este coaliția în care cu toții investim în aceste zile și suntem convinși că vom reuși să... Vă mulțumim! Probabil asta vreți să întrebați. În întâlnirea de astăzi, fiecare dintre părți și-a exprimat o anume flexibilitate pentru a găsi acel tărâm comun prin care să constituim adică coaliția. Adică sunteți disponibili, domnule Barna, să susțineți pe domnul Orban pentru funcția de premier? Mulțumim! Să găsim o soluție care, într-adevăr, să facă o coaliție stabilă. Mulțumim!